Bine să revenim aici, la Hunedoara, cu trei voci care, din momentul în care și-au făcut debutul, s-a știut și din partea dumneavoastră și din partea lor că acesta le este drumul. Astăzi vorbim de oameni care sunt așteptați, iubiți, ale căror cântece sunt în inimile și pe buzele tuturor și iată-i astăzi în fața dumneavoastră. Invit în scenă aici pe Ovidiu Homorodean, Ovidiu Olari și Bogdan Toma. Hunedoreni de frunte, aș spune. Bine ați venit, dragii mei, și succes! Bine v-am găsit! Fii cei plini de viclenie, te-au vândut ca Iuda pe argint. Dă, Doamne, dă-ne-a noastră țară, adună-ne pe toți sub crucea ta. Dă, Doamne, dă-ne țara iară, căci o vom iubi și o vom păstra. Românie, știm că te-au rănit și știm că ți-este greu. Nu te poate scoate din urgie decât numai bunul Dumnezeu. Dă, Doamne, dă-ne-a noastră țară, adună-ne pe toți sub crucea ta. Dă, Doamne, dă-ne țara iară, căci o vom iubi și o vom păstra. Românie, șterge și ridică-ți ochii din pământ, căci dreptatea iar o să revie, fiindcă Dumnezeu e bun și sfânt. Dă, Doamne, dă-ne-a noastră țară, adună-ne pe toți sub crucea ta. Dă, Doamne, dă-ne țara iară, căci o vom iubi și o vom păstra. Țara ni bogată,
drumul e udat. Cu al nostru sânge pe eroi lăsat. Sunt român, am țară și am dreptul sfânt. Vrednic ca la hotară pot să mor luptând. Că nu-i de vânzare al nostru pământ. România mare e una de gânsit. Al nostru iar dealul e cu munți și câmpii. N-am schimbat hotarul Sfinte Românii. Feciorii acasă vin la Alba Mic. Țara nu se lasă pradă la străini. Sunt român, am țară și am dreptul sfânt. Vrednic ca hotară pot să mor luptând. Că nu-i de vânzare al nostru pământ. România mare e una de gânsit. Sunt român, am țară și am dreptul sfânt. Adună-ți frații de prin lume, să vină iar acas cum le e scris. Țara mea cu mândru nume, de o vreme sufletul ți-e trist. Adună-ți frații de prin lume, să vină iar acas cum le e scris. Trăiască țara în libertate, trăiască neamul meu de brave eroi, trăiască pace, frate cu frate, toți fii de Românie suntem noi. Ați trăit cu toții străinați, frați români, vă cheamă țara, pentru libertate să luptați. An la rând v-ați dus povara, și-ați trăit cu toții străinați, frați români, vă cheamă țara, pentru libertate să luptați. Trăiască țara în libertate, trăiască neamul meu de brave eroi, trăiască-n pace, frate cu frate, toți fii de Românie suntem noi. Om lupta cu mic cu mare, țara iară să o câștigăm. Veniți români din depărtare, al darul patriei să-l apărăm. Om lupta cu mic cu mare, țara iară să o câștigăm. Veniți români din depărtare, altarul patriei să-l apărăm. Trăiască țara în libertate, trăiască neamul meu de brave eroi, trăiască în pace, frate cu frate, toți fii de Românie suntem noi. Trăiască țara în libertate, trăiască.
trăiască neamul meu de brave roi, trăiască în pace, frate cu frate. Ospii de Românie suntem noi. Ovidiu Homorodean, Bogdan Toma, Ovidiu Olar, mulțumim! Aplauze pentru tinerii reprezentanței gazdelor, să spunem. Le mulțumim foarte mult, după cum mulțumim tuturor celor care au însemnat invitații ediției speciale din acest an a Sărbărilor Naționale Țebea. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, dragi români de aici, de la Țebea, dumneavoastră celor de acasă, care sunteți salutați chiar acum, în direct, de către toți cei pe care îi vedeți aici și acolo pe coastă. Vă mulțumim foarte mult, pentru că a fost, ca în fiecare an, o atmosferă cu totul și cu totul specială. De fapt, Sărbările Naționale Țebea înseamnă un spirit și pentru acest spirit suntem aici împreună. Dacă am reușit să ajungem și în casele dumneavoastră, dragi telespectatori, cu ceea ce înseamnă atmosfera Sărbărilor Naționale Țebea, înseamnă că acest eveniment și-a atins scopul. Ne vom revedea la ediția următoare. Până atunci însă, în numele Iancului, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să dea Dumnezeu să avem parte de vremuri bune și să dea Dumnezeu ca pentru fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, viața să fie una minunată. Depinde, cred, în spațiul unde trăim, să încercăm să aducem lucrurile frumoase care ne definesc ca români. Și aș încheia așa, iar când va veni dușmanul să vă ia pământ și drept, români, scuturați gorunul ca din somn să mă deștept. Sunt cuvintele lui Avram Iancu, păstrate pe gorunul aflat aici, lângă noi. Și mă rog să ne dea Dumnezeu înțelepciune fiecăruia dintre noi, repet, să nu uităm să trăim. Să aveți zile senine, mă înclin, sunt a dumneavoastră Iuliana Tudor și vă aștept duminică seara în fața micului ecran. Vă pregătesc o surpriză mare în această toamnă. Sărbările Naționale Țebea se încheie aici, toate cele bune, mulțumesc orchestrei ansamblului profesionist Dragan Muntean, profesor George Câlțea, dirijor, mulțumim. Domnilor, finalul vă aparține. Toate cele bune, rămâneți cu bine!